Pe 13 iulie 2021, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, singurul organism abilitat în țara noastră pentru acordarea calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat, va organiza cea de-a 17-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român. Anul acesta se împlinește un secol de la momentul la care a fost înființat, prin decret regal semnat de regele Ferdinand I, organismul profesional CECAR, numit inițial Corpul de Contabili Autorizați și Experți Contabil, în legea promovată de Grigore Trancuiaș, ministrul muncii și ocrotirilor sociale, la acea vreme. Centenarul profesiei contabile reglementate în România va fi marcat prin manifestările ocazionate de Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment desfășurat la nivel național în toate județele țării și în municipiul București, sub sloganul Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Discuțiile din cadrul acestor evenimente vor evoca momente și personalități de seamă din trecutul organismului profesional al economiei românești. Iată că sunt 100 de ani, în acest an se împlinesc, ne bucurăm într-un fel că și condițiile de pandemie au mai fost lărgite, să spunem într-un fel, adică au fost, s-au mai creat premizele unei organizări față în față, astfel că să ne putem întâlni atât cu autoritățile locale cu care colaborăm, cu mediul de afaceri, cu membrii noștri și să putem sărbători așa cum se cuvine acest centenar. Da, rolul profesiei noastre este unul destul de important, astfel că îmbinarea intereselor mediului de afaceri prin rapoarte de expertiză pe care le prezentăm, inclusiv organelor de justiție, organelor de cercetare judiciară, penală, în multe cazuri, inclusiv cele de colaborare cu instituțiile statului, în special finanțele publice prin depunerea declarațiilor fiscale, toate aceste scopuri contribuie spre țelul comun al binelui public, spunem noi, și al interesului profesional. Manifestarea va avea loc pe 13 iulie, așa cum v-am mai spus, și va avea loc în cadrul locației Eden Garden din Suceava. Noi așteptăm atât autoritățile locale, cât și mediul de afaceri, dar și membrii noștri, membrii filialei CECAR Suceava din întregul județul, să participe la acest eveniment deosebit. Evenimentul va fi în jurul orei 13:30, va avea loc primirea invitațiilor și între 13:30-14. Deci așteptăm pe toți cei care vor dori să participe la acest eveniment. Așa cum din titulatura Corpului de Experți Contabili și Contabili Autorizați rezultă deja două segmente importante. Unul este cel al experților contabili și cel al contabilului autorizați. În același timp, un expert contabil face și lucrările de contabilitate autorizată, cum v-am mai spus. În cadrul filialei CECAR Suceava, noi avem peste 600 de membri, dar în structura organizatorică, aș putea să vă spun în linii mari, aproape peste 150 sunt experți contabili, 50, peste 50 sunt contabili autorizați. Aceștia se desfășoară activitate fie în formă individuală sau prin societăți de expertiză contabilă sau contabilă autorizați. Astfel că la nivelul filialei județene Suceava, în întreg județul Suceava, avem peste 150 societăți de expertiză contabilă și peste 10 societăți de care își desfășoară activitatea în cadrul contabilității.